care ne-a așteptat în dosarul lui Sebastian Ghi, ce a cerut procurorul DNA. Procurorul DNA a cerut vineri judectorilor RGJ să fie acceptate la dosar rezultatele unor verificări făcute la DNA Ploieti. Solicitarea vine în urma dezvăluirilor despre martorii protejai în acest caz, informează Antena 3. RGJ dezbate vineri un nou termen în dosarul în care fostul deputat Sebastian Ghic este acuzat de corupție antaj, alturi de fost fi din poliție parchete din Prahova. Urmează ca RGJ să ia o decizie cu privire la cererea procurorului de caz. La termenul de astăzi a fost audiat un martor cu identitate protejat. De asemenea, pe 20 aprilie, fostul deputat Vlad Cosma a fost audiat în calitate de martor în dosarul lui Ghi. Acesta a vorbit despre martorii citați în acest dosar, precizând ce nu a fost singurul martor care a avut mai multe identități. Au fost citați mai mulți martori protejai, cred că 5 sau 6. Întrucât eu nu mai știu numele pe care l-am avut în acest dosar, m-am prezentat în cazul în care sunt eu unul dintre acești martori protejai. Îmi doresc să asist la acest termen, pentru ce voi constata ce aceiai martorii falii care au fost folosiți în dosarul meu se vor regăsi la acest termen. Sunt aceiai martorii folosiți de Onea Inegulescu în majoritatea dosarelor penale de la Ploieti. Cu siguranță vei constata, astăzi, vineri, ce nu eram singurul martor cu cel puțin două identitii. Se va confirma tot ceea ce am spus și tot ceea ce am prezentat. Nu mai în minte numele conspirativ. Știu ce am declarat în sală la ultimul termen, faptul ce am avut mai multe identități. Doresc să renun la această venie a domnului Onea și a domnului Negulescu și ce doresc să fiu audiat în calitatea reală. Această formalitate a martorilor protejai era o invenie impus de către procurorii de la Ploieti pentru a putea mini în declarai cum voiau dânii, declara Vlad Cosma. Fostul parlamentar Sebastian Ghi este acuzat de DNA de sublinierea se infracțiuni, printre care dare de mit, subliniere antaj, trafic de influență subliniere și sepelare de bani. Alturi de acestea sunt judecați fost sublinierea ai parchetului Curții de Apel Ploiești sublinierea Inspectoratului Județean de Poliție sublinierea Direcției Generale Anticorupție Prahova. Sebastian Ghic este acuzat ce a intervenit în menținerea sublinierei promovarea în funcții publice a unor persoane, după ce ar fi obținut de la acestea informații confidențiale dintr-o anchetă care îl viza pe fostul presubliniere dinte al CJ Prahova, Mircea Cosma. Reținut la Belgrad în noaptea de 13 spre 14 aprilie 2017 sublinierei plasat apoi în arest preventiv, după ce a fugit din Argi, Sebastian Ghi a fost eliberat în 26 mai anul trecut pe cauciune, în baza unei decizii a Curții Supreme din Serbia, după depunerea unei cauciuni de 200.000 de euro.
lui Ghiche a fost reținut portul sublinierei i s-a interzis să părăsească Belgradul. Ghica sublinierea o decizie privind cererea de extradare formulat de autoritățile române. Când a fost prins de autoritățile surbe, Ghica avea permis de conducere sublinierei buletin de Slovenia sublinierei era împreună cu fratele său.